Astăzi a fost o zi mai deosebită pentru micuții de la grădinițele din oraș, pentru că au avut ocazia să viziteze Colegiul Național Radu Negru. Preșcolarii împreună cu educatoarele, dar și părinții au vizitat școala unde pe viitor ei vor învăța. Porțile Colegiului Național Radu Negru au fost astăzi deschise pentru cei care urmează să intre în clasa 1. Însoțiți de doamnele educatoare și de părinți, cei mici au putut vedea cum și ce învață ceilalți colegi mai mari în această școală. Noi ne-am deschis porțile și am invitat educatoarele cu grupele lor pregătitoare de la grădiniță să vină să ne vadă instituția școlară, să vadă locația, să-și cunoască învățătorii, să afle unele lucruri prin activitățile de socializare și activitățile comune cu școlarii, să vadă activitățile din școala noastră, cele pe care le vor desfășura. Preșcolarii au avut parte de mai multe activități pregătite din partea elevilor mai mari care au cântat, au pictat și au recitat poezii. Cei mici au avut aproape și pe părinți pentru a cunoaște îndeaproape școala la care în viitor copiilor vor păși. Am venit să vedem unde vor veni nepoții noștri la școală, să vedem, să ne bucurăm împreună cu ei, să le urăm un an bun, cu sănătate și să sperăm că se vor descurca în anul care urmează. Am venit să cunoaștem școala, unde va merge copiii noștri. Atât copiii, cât și părinții au fost mulțumiți de activitățile pe care le au elevii la această unitate de învățământ.